Deci Auto Bergamo Dev a început perfect ediția 2020-2021 din Liga 1 de Futsal. În primul turneu al campionatului desfășurat la miercuri, Ciuc Devenii, deși lipsiți de 4 jucători depistați pozitiv la COVID-19, au câștigat toate cele 3 jocurile disputate, trecând pe rând cu 10-2 de Luceafărul Buzău și cu 7-6 de FC Odorheiu Secuiesc și astăzi cu 6-1 de Dunărea Călăraș. În acest fel, obiectivul propus de președintele Dorin Popa pentru debutul de campionat s-a realizat, urmând ca băieții de la Auto Bergamo să lupte și pentru câștigarea Cupei României la futsal, Final Four-ul acestei competiții având loc marți și miercuri, tot la Miercurea Ciuc. Cel mai bine ar fi să luăm acum 9 puncte și să încercăm să intrăm în finală. Dar bine, dacă intri în finală, ai câștigat și cupa. Clar, pentru că cealaltă semifinală sunt echipe bunuțe, dar mai slab cotate, Călărașul cu Odorheiu. Deci finala e în semifinală în Cupa României. Deci acolo e Ciuc, Deva, se va juca. Semifinala Cupei României la futsal dintre Imperial, Miercurea Ciuc și Auto Bergamo Deva se va disputa marți 13 octombrie, începând cu ora 15:30 și va fi transmisă în direct pe ProX. Finala competiției va fi o zi mai târziu și de la aceeași oră, urmând a fi transmisă de același post de televiziune.